Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie și nu pe căsătoria liber consimțită între soți, așa cum prevede Constituția în prezent. Modificarea articolului 48 alineatul 1 din legea fundamentală a fost inițiată de cetățeni care au propus revizuirea Constituției. Propunerea legislativă de revizuire a fost susținută de deputații juriști care au înaintat plenului un raport favorabil. Acest lucru s-a întâmplat după ce legea a fost dezbătută de senatori care, înainte de a-i acorda votul final, au trimis-o Camerei Deputaților. Necesitatea modificării legislative cu privire la familia tradițională a fost susținută în plenul Camerei Deputaților de reprezentanții tuturor forțelor politice, cu excepția USR. Valorile familiei sunt fundamentale pentru societatea românească. În tot acest demers am văzut susținerea pe care au avut-o toate cultele religioase din această țară. Iar eu, ca unul care susțin familia creștină, mi se pare un moment de referință pentru România. În ultima perioadă, valorile fundamentale, valorile morale, valorile identitare ale societății în care trăim, și nu mă refer doar la România, sunt tot mai atacate peste tot pe glob. Familia a devenit o țintă. Relativizarea moralei are drept principal obiectiv relativizarea familiei. Iar acest demers presupune apărarea familiei și a întregii legislații și a tuturor drepturilor și libertăților cetățenești care se cuvin tuturor persoanelor care conviețuiesc în familie. Aș vrea să convingem opinia publică de faptul că această opțiune a noastră nu este îndreptată împotriva nimănui. Faptul că eu cred că într-o familie un copil trebuie să-i spună unuia dintre părinte mamă și celuilalt tată, face parte din educația mea. Faptul că eu cred că șansa de reîmprospătare, de revigorare a poporului român stă în familia care procrează și care își educă odraslele în spiritul valorilor tradiționale și al năzuințelor, face parte din destinul meu de român și cred eu că face parte din trăinicia noastră ca națiune. Eu personal, cu toate că am trăit în Statele Unite peste 10 ani și oamenii văd democrația altfel, cred că trebuie să ne păstrăm valorile creștine ortodoxe și cred că familia este formată dintr-un bărbat și o femeie, clar și răspicat. Reprezentanții UDMR au fost și ei de acord cu modificarea articolului din Constituție care se referă la susținerea familiei tradiționale. Totuși, veteranul Camerei Deputaților, Márton Arpad, a atras atenția plenului cu privire la traseul documentului între cele două foruri ale Parlamentului. Inițiativa, după strângerea de semnături, a fost depusă la Senat, a fost dezbătută în comisiile de specialitate. Ei mai au și o comisie constituțională pe lângă comisia juridică, au depus un raport, l-au pus pe ordinea de zi din ultima ședință a legislaturii trecute, după care a urmat procedura alegerii și validării noului Senat. După care, cineva s-a trezit că, de fapt, Camera Deputaților este prima cameră. Ca atare, în plen, au anunțat faptul că această inițiativă va fi trimisă la Camera Deputaților, care este prima cameră. Este o interpretare eronată a Constituției. Nu discutăm de prima cameră sau a doua cameră. Trebuie adoptată această inițiativă cu 2/3. Asta înseamnă 219 voturi pentru, în condițiile în care între forma adoptată de noi și forma adoptată de Senat sunt diferențe, atunci trebuie într-un plen reunit în urma unei comisii de mediere adoptat cu 3/4. A doua zi, după adoptarea pe articole, deputații și-au revizuit decizia de acordare a votului final pentru inițiativa cetățenilor cu privire la revizuirea Constituției. Deocamdată, plenul a hotărât ca decizia să revină birourilor permanente reunite ale celor două camere ale Parlamentului. Rămâne de văzut până la urmă cum își va asuma Parlamentul inițiativa cetățenilor de revizuire a Constituției. Aceasta presupune modificarea articolului prin care se stabilește că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie și nu pe căsătoria liber consimțită între soți, așa cum se prevede în prezent în Constituție la articolul 48, alineatul 1.